Dar atenție, când am dus paralela asta, am văzut că era greșeala, asta. Spunea că se va intersecta cu aprile ce pe greșit. Da, dar am analizat și de la bun început am observat când se intersectează, pentru că planul A prin B, care o conține pe A prin B, e 1 față, e un plan diferit de planul A prin C prin A, e A, C, care e planul feții celelalte. Și ele se intersectează după A prim. Și când ne-ai dus pe A prim C prim, o prelungești, și pe A prim B prim, nu se mai intersectează, trec un așa. S-o intersectare acolo, planul, nu? Am unghiul de el de 60 grade și se duc înainte. Deci nu. Și atunci am zis, stop. Paralela dusă prin A, la A prim, la A prim B, se intersectează cu A prim B prim. Abia aici suntem pe planare. Când am dus paralela la A prim B prim, de fapt mă situez în planul A prim A B B prim. Și atunci asta se intersectează cu A prim B prim într-un punct L. Și iată cum mi-am construit triunghiul L A cu L A paralela la asta, care se intersectează cu C prim A. Se desfășoară cu ce prima și iată că unghiul a apărut acum, că le-am văzut cu cele două drepte intersectându-se. Că i-a dus paralela printr-un punct al lui A, ce prima, prin punctul A. Și acum muncă pentru a vedea, după ce am prins problema și am dus paralela și am văzut unghiul, apariția lui L pe A prin B prim îmi rezolvă treaba. Pentru că gândesc că L cu C prim, el la naștere de triunghiul E la C prim. Acum sunt în planul triunghiului E la C prim. Vorbesc de unghiul ăsta dintre ele. Și nu rămâne decât să mă duc să văd cum... Hai, văd de ori, stăm acasă. E prea interesantă problema ca să nu stăm aici pe ele aplica. Și în momentul în care am prins-o, ne-am dus, hai să călcăm pe el A, ca mărime. Hai să călcăm pe el ce prim, el A, cum am găsit-o? Este cât A prin B, el A. Că am dus paralel. A, ce prim. A, ce prim, am constatat că este o diagonală în fața A, A prim, C, prim, C. Și este egală ca părinte, diagonala în fața A, A prim, B prim, B, pentru că toate fețele, triunghiul fiind echilateral, toate fețele sunt congruente și atunci diagonale dreptunghiilor respective vor fi congruente. Și deci noi putem spune la început fără să calculăm că el A este cât A, C prim. Acest lucru nu spune că triunghiul este isoscel. Da? Triunghi este istorcel. Și puteam să muncim mai pentru el ce prim. Iar aici am avut șanse să observăm că el A prim este cât A prim B prim. Pentru că, fiind ăsta, el A prim B A parlogram, deci de armele sunt egale, asta cât asta, eram într-un triunghi care mediana adusă din vârf. E luna. Mediana adusă din vârf. A prim C prim e jumătate din ipotenuză, din latura aceea. Și acum am primit dreptunghi să întâmplă. Deci putem să raționăm mult mai rapid așa. În triunghiul el C prim B prim se întâmplă ca C prim A prim să fie sigur mediană. Că e la mijloc. Că e A prim la mijlocul el B prim. E mediană. Și dacă e mediană și ea, ce prima A prim este jumătate din latura asta. Și mai avem și unghiul și aici, acolo, toate. Nici nu mai trebuie. În clipa în care mediană e jumătate din, obligă triunghiul să fie dreptunghii aici. Și triunghiul fiind dreptunghii în ce prim și pe ăsta de 60 de grade, îl obligă pe ăsta să fie de 30 de grade, dar de acum înseamnă că el ce prim este cât el A,
Nu? Fie facem prin calcul, am făcut prin calcul o chestie asta, fie mergem prin altă... Nu, trebuie făcut calcul efectiv. Și ne dăm seama că el cel prim este tot octava radical între ei. Deci triunghiul LA cel prim este echilateral. Și dacă este echilateral, înseamnă că unghiul deci este de 60 de grade. Deci răspunsul corect este unghiul de 60 grade în cele două drepte. Da? Deci acesta a fost punctul tare al problemei. Foarte tare. Pentru că fără construcția asta ajutătoare, fără paralela adusă prin A, nu prindeam unghiul dintre cele două drepte. Ce învățăm de aici la problema asta? Că atunci când avem două drepte, dacă sunt două drepte oarecare în spațiu... Și nu se interpretează. Păi dacă sunt oarecare, e clar că sunt necoplanare. În necoplanare fiind, atunci, printr-un punct al unei dintre drepte, ducem o paralelă. Punctul acela trebuie să fie favorabil. Un punct favorabil care să fie din problemă, din context, nu poți duce așa. Iau eu un punct pe A cel prim, îl rămân cu paralelă. Nu mi-a să văd. Prin A, ca să văd unghiul. Și-a adus o paralelă la A prin B și el se intersectează în A și de acolo problema se duce. Asta a fost foarte tare. Da? Mergem mai departe. Domnul, din experiența pe care o aveți, se poate da la simulare toată materia, dacă ei n-au făcut-o? Așa n-am înțeles și timp. Adică și cum, și cilindru, deși ei n-au făcut? Nu prea aș fi corect. Dar... Dar asta e, dar fi totuși și o simulare. Nu, nu. Da, nu. Înseamnă că fără subiectul acela, îl tratăm fără subiectul acela. Adică ei dau așa, nu înțeleg de ce îl formulează. Deci, de ce în simulare, deci subiectul acela. Exact, așa. Ei vor să vadă așa, ca variante de subiect. Ca variante de subiect, cum ar suna. Da? Dar sigur că profesorii pot să spună până aici, până n-am făcut materia și atunci nu punctăm asta. Bănesc că asta va fi și logica. Dar de ce nu o fac de acolo? Iisus, să știi că acum materia de unde ai ajuns. Nu poți simula, să faci o simulare până, exact, până la momentul ăsta. Nu, stai. E o simulare pe care o simulare. Da, vedeți? Trebuie acordată atenția. Știm să. Da. Că simularea înseamnă un prim exercițiu înainte de... Da. Nu sunt și cum mai grele, nu? Ca examenul. Așa se zice, că simularea e mai grea și examenul mai ușor. Da, da, da. E mai grele. De ce? Pentru a te stimula, ca să-ți faci vezi. Nu, nu, pentru a testa care e nivelul. Deci cei care compun subiectele spun așa. Unde s-a află generația asta? Și dau niște la simulare subiectele mai sub, sus. Când observă că nu, la simulare anul trecut, nu s-au luat... Note mici. Foarte mici. Mici, da. Foarte mici. Și a fost un moment de panică total. Și a spus, stau, atunci la examenul de drept, vom da subiectele cât mai jos. Exact. Și le dau foarte jos. Foarte jos. Pentru că o bană de disper. Problema 4, de la pagina 78. În ipoteză, A, B, C, A, B, B, C, B, prismă, triunghiulară, regulată. A, B, C. A prim, ce prim, prismă. Are lungimea mușchii bazei egală cu 4 radicali metri. Am avut incident, am avut curent. Am auzit. Mi-a spus, am pus un curent. Mi-a spus în timp. Deci... 4 radicali metri, mușchii bazei. A, B, egal cu 4 radicali metri. Și volumul egal cu 48 radicali metri centimetri cubi. Știu volumul. 48 radical din 3. Calculați. Lungimea înălțimei prismei. Înălțimea prismei. A prim. A prim egal cu ce? Are laterala prismei. B. Are laterala prismei. C. Are totala prismei. Și D. Distanța de la C prim la AB. Distanța de la prim la? De la C prim la AB. La A. B. Tot așa facem o figură de repede. Nu mai să discutăm pe asta. Da, da, să vedem. Adică e ușoară. Să vedem, să vedem. Deci ușoară că abia da. Când intri probleme, îți dai seama. A, B, C.
Cât minute mai avem? Fix 5. 5, am văzut. 5 minute, da. Da, formule, știu. Deci, a, prim. De prim, ce prim? Avem AB-ul știut. A, practicamente. Și volumul. De cine este egal volumului? Prisma. Nu te gândim. Mi-e rog. Are văzut, dar știam asta. Deci, volumul înseamnă area bazii la orice bord. O înfrățire. Dacă e vârf împărat la 3, la piramide, trebuie să împărat la 3, că sunt 3 într-un loc. Dacă e prisma, deci are bază în înălțime. Are bază în primul echilateral. Știm, e în pătrată legal în 3 pe 4. Aia o regle asta, da? Deci, a, deci știm după aceea, nu mai spune. El pătrat la metal din 3 pe 4, ori H. Bun. Ori A prim. Și cum știm o, pe A prim? Și la care o știm, aflăm pe A prim. 48 radical din 3, egal cu L. 4 radical din 3 la pătrat 16 pe 3, 48. Nu? Da. O radical din 3 pe 4, ori A prim. Are laterale 3H, o facem 3. Deci A' o știu acum, este egal cu 4. Are laterale 3LH, o facem pe asta repede. Are laterale plus. Are totală distanță la C' la B. Încep într-un C' AB-ul perpendiculară. La AB. Distanța la C' la AB. Nu ce vorbim niciodată. E C' pe AB. Unde plică? Nu de ce la mijloc? Așa aream obișnuință. Astea mai trebuie să ducem la plătire. Dar nu pot duce că nu știu să o duc. Păi nu, mai trebuie să ducem unim A ce prim cu C prim B. A? Ce prim. Ce prim. Fic la mijloc, alea două sunt congruente. Corect. Cu C diagonale, A ce prim. Cu C prim B. Cu C prim B. Iată vreau să duc C prim. Așa. Fic la mijloc. Și o atunci repede și pe aia, că știm C prin B. Diagonalele știute și distanța de la C prim la B. Acum, uite, la mijlocul triunghi este sos cel. Sau altfel, ce C prim pe perioare pe plan. Din piciorul perpendiculare. Te rămâne la pe perpendiculare. Aici și atunci așa. 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 Deci, da, mama, când tu vezi o perpendiculare pe plan și din piciorul ei, duci tu altă pe trebuie. Deci ce ce prinde pe primar, pe primar, pe primar. Dar totuși, nu mai fugi de asta. De urât. Deci, asta e situația în care are încotro. Da. Aici era ușor, dar dacă... Ai avut șansa că triunghiul A, C prim, B, eu fost isoscel și că s-o picat acolo. Dacă nu pică la mijloc, trebuie să spui, pică acolo, unde pică mai întâi din piciorul perpendicular, e dusă pe dreapta. Exact. Din gramie. Și după aceea unim și ai perpendicular. Și ai perpendicular. Și gata de stat. Și gata. Deci și parcul de la cealaltă e la fel. Da. Durează fix 3 minute. Mai durează 3 minute? Nu, nu. Ai durat asta. Ai durat 3 minute. Calculul în sine este o treabă de sine. Exact. Asta fac și ei. Asta simte de la... De nou... Prima a fost... Asta. Aia a fost de 3 stele. Și problema anterioară a fost aceea cu distanța. Construcția aceea. Tu duci paralela, rămâneaș mâncă. Da. Te ajuți, nu? Da. Asta nu să spun. Nu zic, te ajuți atunci într-o la o figură, nu? Mai faci și construcție. Nu, trebuie să înțelegem așa. Dreptele acelea care s-au cerut să găsim unghiul dintre ele, ele nu erau coplanare. Și a dus o paralelă la una din ele, printr-un punct al unei drepte. Care ne-a ajutat. Dar punctul era important. A fost în figură punctul 1 din vârfurile segmentului. Și atunci am coborât așa. Practic asta când venea spațiu, am coborât aici. Și am aflat unghiul dintre cele două. Asta cum era în spațiu așa, am putut să o paralel aici și ăsta e unghiul dintre cele două. Și zicea la ECA, e 3, trai, ca în 5. Unde? Unghiul 60. Nota 60 grade. Deci unghii de 60 grade. Da, dar văd că la sfârșită de are... La sfârșită de a valoric, radical e 3, 3, 4, 5. Da, dar e vorba de un cosinus ceva. Da, acolo era un cosinus. Dar nu știu ce cosinus e fost, că... Ce l-a aflat acolo? Cum radical din 3, radical din 5? Păi nu s-a cerut să aflăm... Deci trebuia cosinus de... de mu bâcă cu a bâcă și nouă ne-a dat radical din... Asta a fost altceva. Am făcut pe acela cosinusul.
Am făcut în... Cum? Când am făcut între plane. Când am făcut între plane, așa ne-a rămas. Radical din 3, de radical din 5. Vă amintiți? Și numai că noi am raționalizat. Dar e corect? Și noi am radical din 15, pe radical din 5. Pe 5, e corect? Da, deja. Una a fost chestia aceea, problema pe care am rezolvat-o, și alta a fost problema cu unghiul dintre drepte. Noi vorbim de ultimul punct. De drepte? De. Că de 60, mă radical. Da, de 60 de aici. Da, de exact 59. M-am gândit noi, da, nu? Numai eu am insistat pe punctul acesta ultim, care mi s-a părut cel mai interesant. Unghiul dietru, cosinusul dietru, acolo cum am venit în figură. Aceea a fost o altă problemă, punctul C. Dar D-ul a fost punctul cel mai tare. Era vorba de unghiul dintre două drepte necoplanare. Și eu insist spunându-mă că ori de câte ori aveți așa o situație, trebuie să reușiți să duceți printr-un punct al unei dintre drepte, prin punctul acela duceți-o paralel la cealaltă dreaptă. Și astfel coborâți unghiul din spațiu, nu ai cum să-l vezi, decât dacă ai dus paralel la aia. Și ai coborât la intersecție dintre degetele mele, ăla e unghiul dintre ele. Dar rămâne interesant cum anume îți alegi punctul din care te favorizează de pe dreapta asta, de pe una din drepte. Și noi am văzut acolo că a fost punctul parcă A, vârful A, că am dus acolo paralela și totul s-a rupt, am mers frumos, am gândit, problema a fost interesantă. Plus pauza care am avut-o cu curentul electric, asta a fost. Ce să spunem pe timpul nostru, că nu avem, avem la sinteza orice, sinteza ori. Avem prisma. 4 triunghiulară. Așa, are volum. Are total volum. Are lateral. Intersecția a două plane, nu? Unghiul dietru. Unghiul dietru. Unghiul format de două drepte. A două drepte necoplanare. Așadar... La revedere, vă mulțumim că ați venit program și ne dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa se facă, prietenii noștri. La revedere!